Centura ocolitoare a orașului Horezu va avea o lungime de 5,4 km și va fi o lucrare complexă. Proiectul prevede, printre altele, construirea unui viaduct lung de 2,4 km. Aici, centura ocolitoare va trece pe sub drumul ăsta. Și drumul ăsta se ridică. Da. Și de aici pleacă pe viaduct, de aici, de sus. Viaduct care trece peste drum, peste Luncavăț și peste drumul național care este al Moldeneștiului. Pentru execuția lucrării, Ministerul Transporturilor va aloca orașului Horezu 45 de milioane de euro. Primarul Nicolae Sărdărescu estimează că investiția va demara la începutul anului 2024. Sunăm contractul partea a doua, adică execuția, care înseamnă 45 de milioane de euro. Noi mizăm pe faptul că din primăvară pot începe lucrările de execuție. Execuția înseamnă 2 ani de zile. Că imediat ce semnați contractul de finanțare, scoateți la licitație? Scoatem la licitație proiectarea cu execuția. Studiul de fezabilitate și alte studii le-am făcut. Am avut alocat o sumă de 900.000 de lei, tot din fonduri europene, și acum avem 45 de milioane pentru care semnez contractul săptămâna viitoare. Proiectul va ajuta la fluidizarea traficului de pe DN67 Râmnicu-Vâlcea-Târgu Jiu.